Noi plantăm flori. Ce trandafiri avem aici? Și roz, și oranj, și albi. De ziua mea pun flori în grădină. Punem un praf de sare și amestecăm foarte bine. De ce să cumpărăm tortul dacă îl putem face acasă cu multă dragoste și multă ciocolată? Când se face așa spumă, punem zahărul. Treptat adaug făina și va fi un blat cu fum gustos. Apropo, acest tort Miriam îl adoră. L-am făcut odată, i-a plăcut și mai vrea. Afară e soare, e cald. Eu am dormit un pic și merg să fac crema pentru tort. O fac din frișcă și mascarpone cu multe, multe fructe. Blatul e pufoșel și tare, tare delicios a primit. Sezonul florilor de primăvară deschis, mai ales liliacul. Așa, voi avea nevoie de smântână dulce, dar nu văd unde este mascarpone. Iată, am găsit și mascarpone. Voi adăuga și vișne în suc propriu. Blatul l-am făcut afară în natură, dar am uitat mixerul. Mă duc pe mixer. Cum să nu mă opresc eu la așa frumusețe? Mami a pus aici, iată, trandafiri și garoafe. Am găsit mixerul, am pus mascarpone și frișcă dulce și 6 linguri de zahăr și voi pune și vanilie. Ups, vanilie, iată. Crema este gata, am pus cacao, am adus și vișinile. Am procurat un platou special pentru tort ca să fie totul așa la nivel. Iată cum arată. Uitați-vă ce tort deosebit am pregătit pentru Miriam. Al doilea tort. Este un tort din sushi. Tata pregătește baloanele și ce cadou a pregătit Albert pentru Miriam. El singur a făcut, da, Albert? Iar aici este cadoul lui Miriam și îl ascundem în livadă. Eu sunt paparazzi, stau aici ascunsă să prindem reacția lui Miriam. Tata o va chema în livadă, ea nu știe ce o așteaptă. Vine și Miriam. Miriam, cum cadoul tău? Super! Și cum? Îți place? Da! Acum vei călători cu noua ta prietenă, o bicicletă. Cât de frumoasă este și nuanța neon, un orange așa prins, culori neon. Mie foarte mult îmi place să merg pe bicicletă. Hai, Miriam, să vedem. Atent, atent. Aici Dani stă ascuns cu a doua surpriză. Albert cu a treia. Ce surpriză! Mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, la mulți ani! Mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, la mulți ani! Miriam, cum tortul tău din sushi, cifra? 15! Poftă bună ție! Acum e rândul lui Albert cu o surpriză deosebită. Un inel! Făcut cu mâna lui! Mulțumesc, Albert! Arată inelul să vedem și noi. Ce frumos! Uitați-vă cum a făcut Albert. Albert, cum ai putut, mama, așa frumos? Miriam, stă foarte bine! Ce frumos va fi pe bicicletă cu acest inel. Se asortează. Și tata are o surpriză pentru Miriam. Florile ei preferate. La mulți ani, Miriam. Domnul să te binecuvânteze. Câți trandafiri sunt aici? Ghici? 15. A venit și ierni, la zi de naștere. Și Andrean, următorul oaspete. Ce ai acolo, tata? Să vedem ce cadou ai pentru Miriam. Să vedem
Se scoate grilul? Un balcon! Cadou. Da. Ce cadou s-a stricat. Mami, dar mai ai unul acasă, mai ai unul acasă. Mai aduce? Dule. Hai, du-te la duci. La mulți ani, Miriam. Cea mai frumoasă surpriză. Cea mai frumoasă surpriză a fost al lui Ele. Albert, tu stai la rând, vrei să mănânci sushi, corect? Uitați-vă ce bunătate. Albert s-a pregătit. Acuș vine și Iernes cu cadoul. Mai are încă un cadou. Domnul Radu, tu iubești sushi? Nu. Eu nu-l iubesc, el îmi plac. Îți plac, da? Tu iubești Cătălina, da? Dani, îți plac sushi? Mm-hmm. Și Dani le iubește, nu așa tare, dar merge. Vine cadoul runda a doua. Oaspeții din nou. Ierni, salut! Ierni, ai adus cadoul mami? Yes! Dar ce fugi? De ce fugi? Ți-i frică? Uitați-vă unde fuge el. Ce cadou! Cu balonul tău. Doar este un balon cu apă. Așa Ierni s-a gândit. Miriam, prinde-l! Miriam, să vedem, e bun sau nu? Mă rog, nu! Este un balon super! Să vedem la cine se sparge acest balon. Hai, unu! Noi facem frigăruiul, am aprins focul și punem deja carne. Și acum, iată ce mâncăm noi, frigărui pregătit de tata. Toți la masă, este cina! Și Albert, și Dani, și Ierni. La noi lumânările s-au topit, chiar de ziua mea! Mașină. Suflăm. 1 2 2 3. Bravo! Tortul fără lumânări este mult mai frumos. Da. Corect. Corect. Așa e, mami. Acum să vedem o secțiune, să vedem cum s-a primit tortul. Sperăm că e gustos. Wow! Super. Prima care va mânca tortul va fi Miriam. Se vede, Miriam. Ei îi place tortul cu ciocolată. Gustă, Miriam? Zi, Miriam. Repede. Hai că eu cu Ierni să abia așteptăm. E bun? Bun? Nu e bun? Ierni, părerea ta? Miriam trebuie să-și scrie toate dorințele ei pe aceste baloane și după care le vom da drumul în aer. Dorințele sunt secrete, da, Miriam? Miriam scrie și singură râde de ceea ce scrie.